Vreau să-ți împărtășesc un secret. Secretul este atât de puternic încât odată ce-l vei descoperi, îți va fi mult mai ușor să iei decizii atât în viață cât și în afacerile tale. Ușile vor începe să-ți se deschidă chiar și acolo unde înainte te chinuiai să le deschizi. Vei simți în sfârșit că trăiești viața cu scop, în locul luptei continue cu părerile celor din jurul tău. Marii lideri au folosit acest secret pentru a-și construi companiile puternice, pentru a iniția mișcări importante și pentru a face schimbări semnificative. Acum e rândul tău. Poți și tu. Iată secretul. Există un singur cuvânt în viața fiecăruia dintre noi, care ne definește. Există un singur cuvânt ce leagă toate lucrurile care te fac să trăiești cu adevărat. Gândește-te la prietenii pe care îi ai, muzica pe care o asculți, cărțile pe care le citești, filmele pe care le privești, companiile pentru care ai lucrat, afacerile pe care le-ai început. Gândește-te acum la tot ceea ce te bucură în această viață. Toate aceste lucruri au o strânsă legătură. Până când nu-ți dai seama care este acea legătură, nu vei fi niciodată la înălțimea potențialului tău. Te vei întreba care este legătura dintre melodia preferată, prietenul cel mai bun sau cartea preferată. Răspunsul este: totul le leagă. Și această legătură poate fi rezumată într-un singur cuvânt, pe cât de simplu, pe atât de puternic. Marile personalități ale lumii pot fi descrise printr-un singur cuvânt. Martin Luther King Jr., egalitate. Oprah Winfrey, mărinimie. Steve Jobs, impact. Tu, dacă vrei să te eliberezi de lanțul mediocrității și chiar să ai un impact asupra celor din jurul tău, atunci începe prin a-ți căuta cuvântul. Trebuie să stai în spatele unui cuvânt puternic și important. Pe 23 august 1963, un sfert de milion de oameni s-au strâns la Washington DC pentru a asculta discursul lui Martin Luther King Jr. la monumentul lui Lincoln. Cum a reușit să adune atât de mulți oameni? Nu avea cont pe Twitter, nu făcea videoclipuri pe YouTube, nu avea un website și nici nu utiliza Facebook-ul. Nu avea niciunul dintre aceste instrumente care ne permit nouă astăzi să ajungem cu ușurință la oameni, să ne mobilizăm și să începem diferite mișcări. Și totuși, 250.000 de oameni au ieșit. De ce? Pentru că reprezenta ceva important. Cauza în care el credea a atins inimile oamenilor și acest lucru le-a permis să acționeze. A fost atât de important încât oamenii au răspândit de bunăvoie cuvântul și au promovat cauza, care de altfel era și problema lor. Procesul pe care urmează să-l parcurgi este foarte important. Este unul dintre cele mai valoroase exerciții pe care îl vei face vreodată în viață. Rezultatul va avea un impact pozitiv asupra vieții tale. Vei răspunde la 5 întrebări esențiale. Numărul 1. Ce te face fericit? Numărul 2. De cine sau de ce te leagă fericirea ta? Numărul 3. Ce urăști? Numărul 4. Care sunt valorile de care te sprijini în viață? Numărul 5. Eu-ul tău este eu-ul tău adevărat? Și apoi vom discuta despre cele 4 convingeri limitative care te țin pe loc. Numărul 1. Este prea îndrăzneț. Numărul 2. Ce părere ai? Numărul 3. Altcineva o face. Și numărul 4. Este prea simplu. Deschide-ți mintea, fii onest cu tine însuți și elimină tot ce te-ar putea distrage pentru următoarele câteva minute. Să-i dăm drumul. Dacă îți dorești să atingi succesul, începe cu ceea ce te face fericit. Înainte de a te îngrijora cu privire la care este cuvântul care te descrie, gândește-te la tot ceea ce te face fericit. Începe prin a face o listă, notează-ți doar ceea ce îți vine în minte și nu-ți face griji deocamdată unde te va conduce acest lucru. Scufundă-te în fericire și fă-ți lista. Iată câteva întrebări care te vor ajuta să începi. Care este filmul tău preferat? Care este cartea ta preferată? Care este melodia ta preferată? Cine este cel mai bun prieten al tău? Care este citatul tău preferat? Cu ce fel de oameni îți place să-ți petreci timpul? Cine a fost șeful tău preferat? De ce ești cu partenerul sau partenera ta? Cine este sau a fost profesorul tău preferat? Ce iubești sau ai iubit cel mai mult la părinții tăi? Ce activități te fac să trăiești cu adevărat? La ce te aștepți cel mai mult de la săptămâna care urmează? Când te-ai simțit ultima oară extrem de fericit? Răspunde la aceste întrebări și adaugă orice lucru care îți vine în minte care te face fericit. Umple-ți pagina cu fericire și simte energia care vine dinspre aceasta. Aici începe magia. Ai pagina plină cu toate lucrurile care te fac fericit, nu? Dacă nu, fă acest lucru acum. Este important.
ar fi prea ușor să oprești și să treci la alt video, dar eu îmi doresc ca tu să acționezi. Există o temă comună a lucrurilor care te fac fericit și care le unește. Ar trebui să ai o mulțime de motive pentru care doamna Popescu, de exemplu, a fost profesoara ta preferată. S-ar putea să existe 10 lucruri care îți plac la filmul tău preferat. Oamenii cu care preferi să-ți petreci timpul au personalități diferite, dar există acel gând comun care vă unește. Există acele convingeri pe care le împărtășiți împreună. Cuvântul care te definește este fundamentul care îți va ușura toate deciziile viitoare. Este acea formulă puternică care îți va oferi acel simț al scopului și te va ajuta să-ți schimbi lumea în bine. Găsește în lista ta acea temă comună a lucrurilor care te fac fericit și scrie. Dacă încă ți este greu să o găsești, atunci lângă fiecare lucru care te face fericit, scrie de ce îți place. Vei observa că ușor-ușor va începe să se contureze o idee. Unele cuvinte se vor repeta de mai multe ori. Toate cuvintele pe care le-ai folosit mai des pentru a-ți descrie cele mai fericite momente, grupează-le. Dacă încă nu te poți prinde care este cuvântul, nu-ți face griji. Încearcă să-ți reduci lista finală a acestui exercițiu la 5 cuvinte sau mai puține. Acum sunt sigur că vei progresa. Unii oameni au înțeles imediat care le este cuvântul. Au aflat cuvântul care îi descrie și sunt gata să-l aplice. Dacă și tu ești printre aceștia, felicitări! Însă pentru majoritatea, procesul este lung și necesită săpături mai adânci. Este posibil să fi scris mai multe cuvinte și încă nu ești sigur cum să le restrângi pe toate acestea într-unul singur. O să te întreb, oare trebuie să fie un verb, poate un substantiv sau un adjectiv? Răspunsul este că poate fi oricare dintre ele. Verbele sunt adesea cele mai ușoare, pentru că sunt orientate spre acțiune. S-ar putea să-ți dorești să inspiri lumea sau să-ți dorești să ai un impact asupra lumii, să contribui, să iubești, să strălucești, doar că nu trebuie să fie neapărat un verb. De exemplu, eroul tău este bunica ta Maria, așa că încerci să duci o viață inspirată de ea. Maria devine cuvântul tău. De asemenea, poți combina mai multe cuvinte care pot părea fără legătură într-un singur cuvânt semnificativ care să le unească. De exemplu, ești o persoană pasionată de aventură, în căutare de noi experiențe și care își urmează mereu inima, dar prețuiești și grija pentru cei din jurul tău. Ești o persoană mărinimoasă. Ai două cuvinte aparent fără legătură, aventură și mărinimie. Le combin pentru a forma un cuvânt semnificativ, cum ar fi inimă, pentru a defini mai bine cine ești și ce fel de viață vrei să trăiești. Acesta este procesul. Poate că ai ales deja cuvântul, dar nu ești sigur că este corect. S-ar putea să simți că ceea ce ai ales este prea pompos sau prea descurajator, prea înfricoșător. Dacă ești tu, uită-te în continuare, ne vom da seama împreună. Dacă nu știi cine ești, atunci începe prin a te gândi la cine nu ești. Negativitatea îi poate ajuta pe oameni să-și clarifice procesul de căutare a cuvântului. Gândește-te la toate lucrurile care te fac nefericit și fă o nouă listă. Trece în lista ta persoanele pe care nu le suporți, sarcinile pe care le urăști să le faci, filmele pe care nu vrei să le vezi niciodată. Scrie toate lucrurile neplăcute care îți taie din dorința de a merge la serviciu. Fă o listă cu tot ceea ce te face nefericit. Fii sincer și scrie-ți toată durerea în această listă. Nimeni nu te va judeca. Dacă nu suporți gândul de a vedea o anumită rudă la masa ta de sărbătoare, atunci trece-o pe listă, dar fii atent. Aceasta nu este o listă a temerilor tale sau a convingerilor tale limitative. Este o listă a tuturor lucrurilor la care ești cu adevărat alergic, care te doboară și care te fac nefericit. Lista este începutul, dar puterea constă în a vedea care este legătura dintre toate aceste lucruri. Ruda nedorită, șeful pe care l-ai urât cel mai mult, oamenii pe care îi disprețuiești, sarcina pe care te temi să o faci, toate aceste lucruri, la fel ca și cele care te fac fericit, sunt puternic conectate. Tot ce trebuie să faci este să găsești acea idee principală care leagă toate aceste lucruri negative și să o descrii într-un cuvânt. Când îl obții, gândește-te la antonimul acestuia pentru a-ți găsi propriul cuvânt. De exemplu, dacă cuvântul care definește ideea principală este nepăsare, atunci cuvântul tău este grijă. Dacă este descurajare, atunci cuvântul tău poate fi motivație. Distruge devine creează, ura se transformă în iubire și așa mai departe. Cuvântul care te descrie nu este o rezoluție de an nou. Acesta nu poate fi decis în urma unui discurs pe care l-ai auzit și te-a inspirat sau de un seminar la care ai participat. Nu poți alege cuvântul așa cum își doresc părinții tăi sau prietenii tăi.
Cuvântul tău este constant, a fost întotdeauna cu tine și va rămâne mereu. Este cine ești și cine ai fost întotdeauna. Gândește-te la filmul tău preferat de acum 10 ani sau de când erai copil mic. Sunt convins că îți place acel film și astăzi și îți va plăcea și peste 20 de ani. Chiar dacă efectele speciale nu par la fel de grozave, iar tehnologia este depășită, va continua să-ți placă, pentru că acel film înseamnă ceva pentru tine. Este ideea principală care se află în centrul a ceea ce reprezinți tu. Este cuvântul tău. Cuvântul tău nu este ceva de care te plictisești sau obosești. Este și va fi întotdeauna în fața ta. Dacă încă încerci să decizi care este cuvântul tău, uită-te la lista ta de lucruri care te fac fericit și amintește-ți de tine de acum 10 ani. Ce cuvânt descrie cel mai bine persoana care erai atunci? Gândește-te la modul în care îți imaginezi viața peste 20 de ani. Ce cuvânt descrie cel mai bine cine vei fi atunci? Multe lucruri se vor schimba cu timpul. Opiniile tale, mediul tău, familia ta, prietenii tăi, dar valoarea ta de bază, cuvântul care te descrie, nu se va schimba niciodată. Dacă încă ți este greu să-ți găsești cuvântul, gândește-te la părinții tăi. Nu în zadar psihologii își roagă pacienții să vorbească despre relația lor cu părinții. Eu nu sunt psiholog, dar am descoperit destul de des că rădăcinile cuvântului își au originea în copilărie, în special în relația cu părinții. Destul de des valorile de bază pe care le ai astăzi vin de la părinții tăi. Ei ți-au modelat felul în care tu vezi lumea astăzi, cum trebuie să-i tratezi pe ceilalți și ceea ce consideri a fi un comportament bun și rău. Dacă mama ta a fost sufletistă și grijulie, s-ar putea să te fii învățat să fii mult mai atent față de cei din jurul tău. Cuvântul, grijă. Dacă tatăl tău a fost descurcăreț, ingenios, s-ar putea să-ți fie insuflat și ție aceste trăsături. Cuvântul, ingeniozitate. La fel și în situațiile în care nu ai avut prea multe de învățat de la părinți, s-ar putea să fii văzut lucruri pe care nu-ți dorești să le pui în practică. Așadar vei prelua opusul valorilor lor. Dacă mama ta avea o problemă cu jocurile de noroc și supunea riscului în mod constant fiecare salariu câștigat, s-ar putea să cauți opusul riscului, siguranță. Dacă tatăl tău te-a părăsit de când erai mic, nu a fost lângă tine și nu ți-a inspirat niciodată încredere, s-ar putea să-ți dorești opusul acestei situații, credibilitate. Petreceți câteva minute gândindu-te la părinții tăi și la amprenta pe care aceștia au lăsat-o asupra ta. Acest lucru te poate ajuta să-ți găsești cuvântul. Îți poți construi viața și afacerea în jurul siguranței și credibilității, la fel de mult precum în jurul credinței, grijii și ingeniozității. Părinții tăi au avut o influență asupra ta atât în sens pozitiv cât și negativ. Conștientizarea acestui impact te poate pregăti pentru obținerea succesului pe viitor. Poate te întreb dacă cuvântul tău poate fi bani. Îți răspund că nu. Dacă totuși continui să crezi că acesta este cuvântul, înseamnă că nu ai aflat încă care sunt lucrurile ce te fac să trăiești cu adevărat. Acum nu mă înțelege greșit. Banii sunt importanți. Banii ne permit să facem lucruri uimitoare. Trebuie să facem bani pentru a putea trăi. Și cu cât câștigăm mai mulți bani, cu atât putem construi mai mult. Dar trebuie să înțelegi un lucru. Banii sunt un instrument, nu o valoare de care te poți sprijini în viață. Banii te pot ajuta să mergi acolo unde îți dorești, dar banii nu sunt șoferul. Întotdeauna există ceva mai profund în spatele nevoii de bani și până nu-ți dai seama, te vei limita mereu. Banii întotdeauna vor veni atunci când vei oferi valoare. Dacă oamenii nu sunt dispuși să te plătească pentru ceea ce faci, înseamnă că nu le oferi suficientă valoare. Pe de altă parte, modul de a câștiga rapid foarte mulți bani este de a oferi rapid mai multă valoare. Foarte mulți oameni își setează drept obiectiv banii și încearcă prin orice mijloace să găsească calea rapidă pentru a-și atinge acest obiectiv. Se apucă de activități de care nu sunt prea încântați, doar pentru că acestea promit apropierea de obiectivul lor, banii. Își spun mereu că nu le pasă ce fac, atât timp cât acea activitate aduce bani, dar realitatea este alta. Banii apar datorită valorii oferite și dacă nu ai dragoste pentru munca pe care o faci, pentru afacerea ta, dacă nu depui acea muncă nebunească pentru a oferi valoarea de care vorbeam mai sus, vei renunța imediat ce vei da de greutăți. Deoarece ideea de a lucra din greu la ceva ce nu-ți place, doar de dragul de a trăi viața pe care ți-o dorești, nu face parte din obiectivul tău. Așadar, a spune că banii sunt cuvântul tău este o amăgire. Pur și simplu nu ai săpat suficient de adânc în interiorul tău să descoperi cine ești cu adevărat. Iar pentru ca toate acestea să funcționeze, trebuie să fii sincer cu tine însuți. Nu este vorba despre cine ar trebui să fii sau speri să fii. Nu este vorba despre ceea ce vrea familia ta să fii sau ceea ce îți spune cultura ta să fii.
este vorba despre cine ești cu adevărat și de a folosi acest lucru pentru a-ți construi o viață cu scop și o viață fericită. Dacă nu vei trăi viața pe care ți-o dorești, nu-ți vei urma visurile. Dacă vei trăi de fiecare dată așa cum își doresc alții, dacă nu vei fi tu însuți, nu vei fi niciodată împlinit. Nu trebuie să-ți fie rușine sau frică de cuvântul tău. Este cine ești tu cu adevărat și te va îndruma pentru tot restul vieții tale. Dacă ți-ai găsit cuvântul, citește-l și întreabă-te: această persoană sunt eu în adâncul sufletului meu? Dacă răspunsul tău este da, atunci ești gata să creezi lucruri uimitoare. Dacă răspunsul tău este nu, întoarce-te și încearcă din nou acest exercițiu. Privește în adâncul sufletului tău, gândește-te și meditează asupra acestuia. Părinții lui Jean-Paul de Joria au divorțat când acesta avea 2 ani. La 9 ani a început să vândă ziare și felicitări de Crăciun din ușă în ușă și să-și ajute familia. Când mama singură nu a mai fost capabilă să-l întrețină, a fost trimis într-un centru de plasament în Los Angeles, unde s-a alăturat unei bande din oraș. Profesorul său de matematică i-a spus că niciodată nu va reuși nimic în viață. A fost portar, vânzător, agent de asigurări, astăzi este miliardar. Oprah Winfrey, numele ei adevărat fiind Orpa. Oamenii pronunțau greșit atât de des numele, încât aceasta a păstrat numele Oprah. S-a născut într-o familie de adolescenți necăsătoriți. Mama ei muncea ca femeie de serviciu. Oprah și-a trăit primii ani din viață într-o sărăcie cruntă. Familia ei era atât de săracă încât erau nevoiți să-i croiască micuței Oprah rochițe din saci de cartofi, iar copiii o tachinau mereu din această cauză. La vârsta de 9 ani a fost molestată de vărul ei, unchiul și prietenul familiei. La 13 ani a fugit de acasă, iar la 14 ani a avut un copil care a murit prematur. În prezent este prima și singura femeie de culoare din America de Nord multimiliardară. La vârsta de 9 ani, Abraham Lincoln a rămas orfan de mamă. Până la vârsta de 21 de ani, toate veniturile câștigate le dădea tatălui său. Prima iubire a vieții lui a murit la 22 de ani. 3 din cei 4 copii ai săi au murit înainte de a ajunge la maturitate. Soția lui a fost internată într-un spital de boli psihice, suferind de melancolie, denumită astăzi depresie clinică. În cariera sa politică a fost învins de 8 ori, încercând să obțină postul de congresman, senator și vicepreședinte. În 1860 a câștigat alegerile pentru a deveni președinte al Statelor Unite. Este considerat și până astăzi unul dintre cei mai mari președinți din istoria Statelor Unite. Cum se compară poveștile lor cu povestea ta de viață? Este greu de imaginat că ai fost mai puțin susținut decât John Paul de Joria, că ai avut mai puține resurse decât Oprah Winfrey sau că ai avut mai multe eșecuri personale decât Abraham Lincoln. În acest video și în interiorul tău ai toate instrumentele de care ai nevoie pentru a avea succes. Depinde de ce decizie vei lua tu. Acționează cu îndrăzneală pentru binele tău și al lumii. Crede în tine!